Sunteți minunați cum îl dați pe Domnul. Îmi place așa de mult și mă gândesc la vocile voastre, ce faine sunt și timpul acesta care voi îl aveți de a lăuda pe Domnul. Și cântările sunt minunate. Cred că grupul ăsta știe ce să aleagă, nu? Alege ce e mai frumos pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Mă bucur că în seara aceasta suntem din nou împreună la timpul care îl avem și vreau să fie un timp frumos, un timp binecuvântat de Domnul. Pentru că ori de câte ori deschidem cartea aceasta, cartea care este Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, este un izvor nesecat, un izvor care curge întotdeauna și ne împrospătează. Stam pe bancă acolo și mă gândeam și spuneam, Doamne, eu în seara aceasta sunt înaintea voastră să vă vorbesc de cel pe care îl iubesc cel mai mult. Am soție, o iubesc, am copii, am nepoate care iubesc foarte mult. Dar să știți, cum este Iisus Hristos, nu se compare nimic. Peste toate lucrurile acestea și eu vreau să vă vorbesc despre El pentru că îl port inima mea și îl iubesc așa de mult și nu pot să-i răspund la iubirea care are El față de mine, de familie, de toți cei dragi. Așa de mult ne iubește Iisus Hristos și vreau să vorbesc despre El din nou în seara aceasta. Este cea mai importantă persoană din tot universul. Dacă este cineva important și dacă este cineva cu valoare care nu poți să-i dai că așa de mare, această persoană este Iisus Hristos. Vedeți voi, noi nu putem să ajungem într-o relație specială cu Dumnezeu decât prin Cel care mijlocește între Dumnezeu și noi și este Fiul lui Iisus Hristos. El ne iubește, vă iubește. E așa de minunat să putem să vorbim despre această persoană care ne-a dăruit totul, ne-a dat totul, totul, tot ce a avut mai de preț ne-a dat nouă. Și vreau ca și în această seară să înțelegi aceasta. Pentru că tu ești aici că El te iubește. Încă ești în viață că El te iubește. Să știi. Poate de, dacă vedeți și voi în ultima perioadă, și am văzut și eu, cei mai mulți mor tineri. Am văzut anul ăsta, cel puțin în țara noastră. S-a întâmplat accident cu mașina, era tatăl și avea 3 copii. Era mama, tatăl și 2-3 copii. Și este interesant. Foarte mulți tineri mor. Ați văzut să duc la ștran, la mare, să neacă și așa. Și mă gândeam, mor foarte mulți tineri. Și de ce har este și minunat că voi sunteți aici, nepoatele mele aici, copiii mei suntem aici, că Dumnezeu ne iubește să fim împreună. Și El are un mesaj pentru tine. Zilele acestea care este aici, El te iubește și vrea să-ți transmită ceva. Chiar dacă știu că poate în viața ta e păcat, că toți suntem păcătoși până la urmă. Toți suntem păcătoși, toți am moștenit păcatul. Dar o parte din noi a spus da și suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați. Spălați în sângele lui Iisus Hristos. Și asta este valabil pentru fiecare dintre voi. Poate crezi în mintea ta și în inima mea, în inima ta, că nu se mai poate face nimic pentru mine. Nu e adevărat. Nu există. Cât timp tu trăiești, cât timp și că ai făcut păcatul acesta, trebuie să înțelegi că este rezolvare pentru aceasta. Și de aceea ești aici. Ești aici că Iisus Hristos te iubește și El nu vrea să pleci în această lume fără să rezolvi problema aceasta. Pentru că pe El a costat foarte mult aceasta. A plătit enorm. Nu se poate, vă spun, să-i dea o valoare cât de mult a plătit și cât de mult te iubește. Și chiar cum v-a spus și aseară, versetul acela care știți de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El. Și asta ce înseamnă oricine? Sfinții? Păcătoși, orice păcătos, orice păcătoasă, orice suflet care se simte gol, neîmplinit, oricine poate să vie la Iisus Hristos și El să te umple, El să te elibereze. Că asta este mesajul, până la urmă, al misiunii noastre. Această tabără are misiunea aceasta de a duce aceasta, de a predica acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru eliberare anul acesta, slăvit să fie Domnul, amin? Și vom continua textul în această seară, tot din Ioan, capitolul 3, de la versetul 14, voi da citire cuvântul lui Dumnezeu. Ce vreau să urmărească și aveți Biblie, puteți să urmăriți împreună cu mine. Ioan capitolul 3, de la versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vadă, vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Citeam și la cuvântul acesta și mă uitam la acest pasaj așa de minunat, spune, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, așa a fost înălțat Iisus Hristos. Și dacă citim în Numeri, capitolul 21, acolo găsim această istorie din ce cauză Moise a trebuit să înalțe un șarpe de aramă. Pentru că acest popor, evrei, a fost în robie. 400 de ani erau acolo în robie. Robia aceasta era așa de grea, așa de dureroasă, că au ajuns până la un timp să facă cărămizi, le-au luat paie, trebuie să alege. Femeile n-aveau voie să nască băieți de parte bărbătească, dacă erau, trebuia să-i omoare. Lucrau non-stop aproape și erau robiți și erau gata și Dumnezeu a văzut durerea lor, suferința lor, cum erau acolo. Și Dumnezeu a făcut un plan de a-i scoate de acolo prin robul lui Moise, a făcut o lucrare așa de frumoasă și Dumnezeu a izbăvit de acolo și a scos cu mâna lui tare și puternică. Gândiți-vă voi și sigur dintre voi știți istoria aceasta, când ei au ieșit din Egipt, când fugeau, să plecau, să meargă, să iasă de acolo, veneau împăratul acela foarte rău, faraonul acela venea cu cale de război după ei ca să se ucidă, să n-ajungă. Și aici, cale de război, aici era marea, este la prins la mijloc, n-am mai știu ce să fac acolo. Dar important este că cine i-a scos de acolo cu mâna tare și puternică? Dumnezeu, amin? Dumnezeu a scos. Și Dumnezeu ce începe, duce la bun sfârșit. Dumnezeu nu te abandonează niciodată. Dumnezeu face lucrurile imposibile, le face posibile. Și când ajung în fața mării acolo și ei se vedeau gata morți, soldații veneau să omoare, Dumnezeu deschide marea pentru ei și trece. Gândiți-vă, și cei care urmăreau, când au intrat și ei mare, bineînțeles, s-a închis pe ei și au ucis acolo. Și acest popor, plin de bucurie, sărea în sus, ce minunat, ne-a scăpat, a văzut izbăvirea. Și au început să călătorească în pustia aceasta. Și aici, după vreme, au fost nemulțumitori, au început să cârtească. Ce mâncare e aceea? Te mai bine era acolo. Mâncam, aveam de toate, tot ce trebuia. Eram fericiți. Ce e aici? Nici apă n-avem. O toate că le-a dat apă. Nu avem cum vrem noi, cum vrea inima noastră. Și așa mai departe a început să cârtească. Să fie nemulțumitori. Și atunci Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați și pe cine mușca, mureau. Pentru că șerpii aceștia erau otrăvitori, vedea o travă care era, cum îi mușcau și îi mureau. Și poporul a început să se dimineze, să moară foarte mult și a început să strige la Dumnezeu. Și a dat seama că au greșit și s-a dus la Moise, ce facem, că murim de... Și atunci Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune, Moise, fă un șarpe de aramă pe el. Avea un toiag Moise și înalță-l sus și cine se uită la el, va trăi. Chiar dacă a fost mușcat de șarpe, el va trăi. Și știți ce este interesant? Au fost... Cred că sute de oameni sau tineri care nu vreau să se uite la șarpe. Chiar dacă erau mușcați, nu vreau să se uite, erau încăpățânați, nu vrea să facă acest lucru. Pentru asta spune, a înălțat șarpele și i-a spus, cine se uite la el? Scapă. Va trăi. Și n-au vrut. Nu. Cu siguranță foarte mult tineri n-au vrut să ia în considerare această treabă. Ce treabă e asta? Ce, bă, îți bagi joc de mine? Ce înseamnă aceasta? Și Dumnezeu a spus să facă lucrul acesta. Ca și astăzi, în vremurile noastre, avem cuvântul lui Dumnezeu care cei mai mulți nu vrea să creadă. Cei mai mulți nu vrea să dea valoare. Și în lucrarea aceasta trebuie să știți că Dumnezeu în planul lui de mântuire a omenirii, mântuire înseamnă salvare. Salvare de la ce? Poate te gândești în această seară, am ce-mi trebuie, am casă, am masă, am prieteni, sunt frumos sau frumoasă, am de toate. De ce să mă salvez? Să te salveze de la mânia lui Dumnezeu. Să te salveze de la judecata lui Dumnezeu, care va veni peste întreaga omenire. Pentru că oamenii, cum spune cuvântul, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și lumina lumii este Iisus Hristos. Amin?
Lumina este Iisus Hristos, iar vrea să aducă lumina, să ne arate că noi suntem, cum a spus și el, am moștenit păcatul. Noi am moștenit păcatul de la Adam și Eva și el este în venele noastre, în sângele nostru, curge păcatul acesta. Și acest păcat nu poate să-l curățească nimic de pe această lume. Nici o biserică, nici un crez, nici un păstor, nici un preot, nici o icoană, nimic. Decât sângele sfânt și curat al lui Iisus Hristos. Și spune Scriptura că Iisus Hristos a fost înălțat pe o cruce, da? Și credem aceasta. Dar trebuie să știi în această seară, ca să fii curățat de păcatul acesta care este în viața ta, că l-a moștenit, în modul în care Domnul Iisus l-a plătit, să știți, când studiești și citești, te furnică tot. Într-o noapte frumoasă, când Domnul Iisus stătea la masă cu ucenicii, le spune, în această zi, noapte, toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Toți se vor lepăda de el. Cu toate că el îi iubea și avea grijă de el. În acea seară, după ce a făcut cină cu ei, s-a dus, s-a rugat și apoi a venit vânzătorul cu preoții să-l prinde pe Domnul Iisus, să-l ducă la judecată, să dea socoteală pentru învățătura și lucrarea care a venit să o facă pe acest pământ. În noaptea aceea, vreau să știți ceva, este foarte important aceasta. Eu nu pot să trec așa de ușor. De asta vă spun de ce iubim, ce iubim așa de minunat și o să-l iubești și tu, o să vezi, pentru că iubirea care are El pentru noi, cum s-a revărsat în durerea, care a portat-o pentru noi, pentru mine și pentru voi și pentru întreaga omenire. În noaptea aceea, gândiți-vă voi, l-a dus în curtea împăratului, acolo l-au dezbrăcat și era cu un lemn, un pat, ca să înțelegeți voi, și l-au legat mâinile și picioarele și a venit acel soldat care a venit cu biciul și la capăt avea așa ca niște ancore. Și când dădea în carnea lui, se înfigea, îi rupea carnea, bucată cu bucată. Ca să înțelegeți, spune, când spune Biblia că și-a dat sângele, și-a vărsat sângele, nu s-a tăiat la vene să curgă sângele. Sângele l-a dat în cele mai cumplite dureri. Și spatele spune Scriptura, zice, pe el a tras braț de adânci, cum biciul acela se înfigea în carne și rupea bucată cu bucată. Sângele lui curgea. Și apoi l-a întors invers și l-a legat. Și ce este interesant, când a citit acolo, tot m-am tulburat. Pentru că vezi, dacă cineva îți dă o palmă sau dă o piatră, ai tendința să pui mâna mea așa, să te ferești, să nu te atingă. Era legat. Și biciul acela dădea și ne-a dat în față aici, i-a rupt carnea lui, în ploapele de la ochi, peste gură, pe pieptul lui, când trăgea, îi rupea carnea, bucată cu bucată. El așa și-a dat sângele acesta din exterior, vreau să vă spun. Și a doua zi dimineața, el a fost dus la Golgota, pe o cruce, și acolo pe cruce, răstignit, era atârnat între cer și pământ. Acolo era răstignit pentru păcatele noastre. Și ceva. La crucea aceea, acolo, izvorea nu ură, iubire. Izvorea, ieșea iubire din crucea aceea unde era Domnul Iisus. Din persoana Domnului Iisus, râul de iubire curgea. Nu de ură, nu de dușmănie, de iubire și de iertare. E un moment dat în care Domnul Iisus spune, iartă, Tată, iartă pe cei care au făcut aceasta, că ei nu știu. Nu știu cât de mult îi iubesc eu. Nu știu că eu, prin iubirea mea, prin dragostea mea pentru ei, plătesc păcatul acesta pentru ei, ca ei să fie salvați. Pentru că eu știu că dacă ei vor pleca din lumea aceasta, fără să se împace cu tine, prin mine, prin Iisus Hristos, ei vor merge la judecată. Și de la judecată la pedeapsa veșnică, în focul cel veșnic. Domnul Iisus, pe crucea, din dealul Golgotei, acel soldat, când a pus cuiul în palma lui, se uita în ochii lui și a spus, și palma asta care o găurești, și pentru tine este care dai cuiul acesta, și pe tine te iubesc. Și palma cealaltă la fel, pentru tine, și pentru tine le-am pus, că și pe tine te iubesc. De acolo curgea dragoste, iubire, adevărată, adevărată, fără să aștepte nimic, în schimb. Și știți ce s-a întâmplat? Când era simt pe cruce, pentru că este atârnat acolo, ați văzut sub picioare, avea o talpă de lemn.
Da. Ce se întâmplă? Că stai răstignit, plămânii se blochează. Și ca să poți să respiri, trebuie să te împingi în vârful la degete ca să tragi aer. Și ca să poți să respiri, trebuie să te înalt la picioare ca să poți să respiri. Dar în pieptul lui acolo, iubiții, în pieptul lui și ce s-a strâns acolo? Sânge și apă. Din exterior a fost ruptă carnea lui, spune Isaia. Era așa de urât, deci zdrobit, că nu puteai să te uiți la el. Așa spune Isaia, ce nu știu. Nu puteai să te uiți la el. Atât era de rupt. Vă dați seama, să poți să vezi o ființă în fața ta și nu poți să vezi cât e zdrobită. Și în momentul acela vine un soldat și bagă sulița sub coastă și iese sângele și apa. Și și-a dat și sângele din interior. Tot sânge interior a curs. Din exterior prin acele dureri, rupere, da? Din interior prin sulița, tot sângele și-a vărsat. Pentru cine? Pentru mine și pentru voi și pentru dragă omenire. Care? Știți care beneficiază de acest sânge? Cei care cred. Cei care cred în Iisus Hristos. Pentru cei care nu cred, n-are valoare pe acest pământ. Dar dincolo, la judecată, va fi cumplit. Când Dumnezeu te va întreba, ce ai făcut cu fiul meu? Că l-am dat pe cruce. L-am dat să moară pentru tine. Cei mai mulți, știți ce vor spune? N-am făcut nimic. Nu mă întreba. Pentru aceasta vei merge în pedeapsa veșnică. Pentru că n-are cine să mijlocească pentru tine. N-are cine să ia apărarea ta. Pentru că pe acest pământ ai refuzat harul. Harul înseamnă cadoul, darul lui Dumnezeu pentru tine. El ți l-a dat. Și nu l-a dat un pachet frumos cu fundiță. L-a dat pe o cruce în suferință. Nu l-a dat cum primești un cadou, știți voi, de sărbători și astea. L-a dat în suferință pe crucea din dealul Golgotei. Fiul lui striga la el, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta era cadoul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul fiu, ca oricine crede în el, să nu piară. Să nu piară, înseamnă aruncat, chinuit în focul cel veșnic. Și să aibă viață veșnică. Atunci, în perioada lui Moise, care nu se uitau la șarpe, mureau în dureri grozave. Pentru că nu vreau să se uite. Și era așa aproape de ei. Să ținem și privirile. Ne-am avut o fată tânără în biserică, cu câțiva ani în urmă. Avea 17 ani, a fost într-o tabără cu ea și s-a întors la Domnul atunci. Era frumoasă, o fată dezghețată, plin de inimă, foarte, foarte activă și iubea pe Domnul. S-a întors la Domnul atunci și a botezat-o după aceea. După un an, fix când a făcut 18 ani, după o săptămână, s-a simțit rău, s-a dus la medic și doctorii i-a spus ce boală avea, avea leucemie, cancer, leucemie. Și a fost, la început a fost puțin, că un tânăr, dai seama, floare vârstei, frumoasă și inteligentă și v-a spus că avea, era foarte mare energie avea. După aceea, m-am trimis și am vorbit cu ea. Și știi ce mi-a zis ea? Că am fost la familie, o vizitam. A spus, zice, eu mă uit în sus. M-am cutremurat. M-am cutremurat. Spune, mă uit în sus. De obicei, oamenii se uită în jos. Se uită la prieteni, la neamuri, cele ajutor. De aceea mă uit în sus. Zice, mă uit la Iisus, care mă iubește. Ești tânăr, ai 18 ani. Spune, mă iubește. Indiferent de ce se întâmplă cu mine. Eu îl iubesc și El mă iubește. Am mai trăit încă un an, un an și ceva. Și a plecat la Domnul. Ce am învățat din aceasta este, ea nu știu ce boală are, dar a privit la Iisus Hristos când a trebuit. Ea nu știa ce o așteaptă, dar ea a privit la Iisus atunci când a trebuit. Și apoi Domnul Iisus s-a descoperit ei prima dată și a arătat că o iubește și a răspuns chemării Lui. Și acum ea este fericită, este acolo împreună cu El, în bucurie, în glorie. Pentru că s-a uitat în sus. A privit în sus. Întrebarea mea este pentru tine această seară. Vrei să privești tu la Iisus? Vrei să privești tu la Iisus care te iubește?
care a plătit așa de scump pentru tine, prețul e așa de mare, care spune că te iubește. El a venit să aducă lumină în viața ta și în seara aceasta. A venit să-ți aducă eliberare. Dacă tu crezi și în mintea ta, în inima ta, eu nu mai pot, sunt prea păcătos, păcătoasă, s-a terminat cu mine. Nu, asta e șapta diavolului. Prea mult a costat pe Dumnezeu, prea mult este iubirea lui Iisus Hristos să-ți poți să spui, nu se mai poate, poate, Iisus Hristos poate să facă orice. Ascultați bine ce vă spun seara aceasta. Un singur lucru nu poate să facă. Un singur lucru nu poate să facă. Știți care nu poate să facă? Să mintă. Aia nu poate. Nu că nu știe, că nu vrea. Nu poate! Nu poate! Un singur lucru nu poate să facă. Să mintă. Și dacă el nu poate să mintă și ne spune acolo, cine are pe Fiul are viața? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu Iisus Hristos. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Iisus Hristos aveți viață veșnică. Amin? Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Asta este persoana despre care vorbim noi. Acei în vechime s-au încăpățat și au spus, o, credem, trebuie, și au murit. El nu vrea să mori, tu ești aici și El nu vrea să mori în păcatele tale. Iisus Hristos este cu noi și te-a dus aici că te iubește. Indiferent ce păcat ai în viața ta. Indiferent. Sângele lui șterge orice păcat. Nu există, spune Scriptura. Orice păcat sângele lui curățește. De aceea, încurajarea mea pentru tine este în această seară. Cel care este răstignit, a fost răstignit pe crucea din dealul Golgotei și a dat sângele lui sfânt și scump pentru tine să te elibereze. Nu refuza. Nu refuza. Într-o seară ca aceasta să spui, n-am nevoie de sângele tău. Spune așa dacă nu crezi. N-am nevoie de sângele tău. Vreau să mor în păcatele mele. Vreau să rămân așa. Și la ziua judecății, cuvintele acestea îți vor fi martore. Vreau să știi treaba aceasta. Indiferent, crezi sau nu crezi. Ele sunt scrise și rămase. Trebuie să înțelegi treaba aceasta. Indiferent. Ceea ce s-a întâmplat, cuvântul este dat și amin. Și când vei sta în fața adevărului, ce vei spune atunci? Degeaba vei plânge atunci. E prea târziu. Știți? Vreau să vă spun o istorie tot din Biblia adevărată. Era un om. Și omul acesta a trăit și a avut tot ce a vrut el pe pământul acesta. Într-o zi a murit. A murit, spune Scriptura. Avea un prieten și prietenul era mai necăjit, mai amărât așa, mai sărat. Și el a fost dus de el. Înger Petros al lui Lazar, în Sfântul Avram, într-un loc frumos. Dar prietenul ăsta, omul acesta, care și-a trăit viața cum a vrut el, la un moment dat, spune Biblia, și-a ridicat ochii în sus. Așa spune. Și-a ridicat ochii în sus. Și-a zis, Părinte Avrame! Părinte Avrame! Trimite pe Lazar. Să-și moaie bătul de geotrină, apă să-mi lucrurească limba, că sunt grozav, că nu-i tâmpă pe acesta. Și el a trăit pe pământ. Și el poate a zis ca și tine, nu mă interesează, nu-mi pasă, am lumea mea. Ce-o fi, o fi, nu știu, treaba lor. Dar vine ziua când îți vei ridica ochii de acolo, dar e prea târziu. Și așa a ridicat ochii în sus și a zis, te rog, lasă, să-și moaie bătul de geotrână, apă să-mi lucrurească limba, că sunt grozav, că nu-i tâmpă pe acesta. Dar știi ce m-a durut cel mai tare? El spune, am 5 frați acasă. Am 5 frați acasă. Și trimite să se ducă să le spună să nu vină și în acest loc de chin. Să creadă. Să creadă în Dumnezeu, să se pocăiască. Și să nu vină aici, unde sunt eu. Am mâncat împreună cu ei, poate, sau distrat cu ei. Dar cu preferat pentru vecii vecilor. Să fie aia doar în suferință, că iubea pe ceilalți să ne ajute și el. Și-a ridicat tot în sus, a fost prea târziu. Nu cumva să fie prea târziu și pentru tine. Să ridici ochii în sus când ești acolo jos. Astăzi poți să ridici ochii în sus. Astăzi poți să spui, Doamne Iisuse, te văd, Doamne Iisuse, și cred, Doamne, cred, Doamne Iisuse, ce ai făcut pentru mine. Sângele tău scump, care ai dat și pentru mine. Sângele tău mă curătește de orice păcat și îmi dă eliberare. Și El vrea să te elibereze. El vrea să vă elibereze. În seara aceasta, aș vrea să fac o rugăciune.
și după rugăciune. Vreau să fac o invitație din nou pentru cei care n-au ieșit afară sau pentru cei care în biserică au fost salvați, pentru cei care știi că tu n-ai siguranță că ai pe Iisus în viața ta. Poate ai cunoștințe. Poate ai cunoștință. Dar știi că nu este acolo. Știi că nu este în tine. În inima ta, în viața ta. Tu știi asta. Ai doar cunoștințe. Nu-i vrea să trăiești să fii una cu Iisus Hristos? Să ai bucuria aceasta, fericirea aceasta în care spui, Doamne Iisuse, sunt al tău acum. M-ai eliberat. Și n-a ascultat șoapta celor care te ține legat. Nu m-a ascultat. El nu vrea să te pierdă. Dar în seara aceasta biruiește credința în Iisus Hristos. Amin? În seara aceasta biruiește sângele lui Iisus Hristos. Și aștept orice păcat. Hai să plângem capetele.